bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Discutăm tot despre alegeri în mediul universitar în această emisiune. Vorbim despre Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, alegeri care vor avea loc pentru funcția de rector pe data de 22 februarie. Discutăm în această emisiune împreună cu unul dintre candidații la această funcție a Universității Rector. Este vorba despre profesorul Alexandru Sălceanu de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. Bine ați venit la Vocile Iașiului, domnule profesor. Bine v-am regăsit. Sperăm să putem fi o voce credibilă și ascultată. Sunteți unul dintre cei trei candidați la funcția de rector. Ca atare am să vă întreb chiar de la început. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, problemele Universității Alexandru Ioan Cuza, principale, pe care dumneavoastră vă propuneți să le rezolvați în cazul în care după 22 februarie veți fi ales rector? Sigur, Universitatea Gheorghe Asachi are o poziție privilegiată într-un clasament național al performanței științifice. Este pe locul 4. Locul 4, exact. Pornind de la acest nivel, trebuie să ne propunem creșterea resurselor, să fim o universitate mai bogată, cu oameni implicit mai mulțumiți din punct de vedere material și profesional și, nu în ultimul rând, într-un oraș, într-o regiune de dezvoltare mai pregătită pentru viitoarele provocări ale Uniunii Europene. Credeți că sunt probleme, de exemplu, de tipul celor a numărului studenților? Trebuie îmbunătățită atractivitatea? Întotdeauna studenții reprezintă o resursă importantă, atât cantitativ cât și calitativ. La ora actuală noi avem înmatriculați 13.560 de studenți, avem capacitate de a școlariza mai mult. De unde, atât fiind mai convingători în regiunea de dezvoltare nord-est, cât și dezvoltând studii de licență, de master și doctorale în limbi străine, în limbi internaționale, în primul rând limba engleză, în felul acesta, cu o politică consecventă, cu o politică de universitate, am putea atrage și studenți străini, așa cum au fost cândva și cum sunt și în prezent în București, în Craiova, și în același timp am putea fi eligibili pentru diverse finanțări europene care sunt dirijate în scopul adaptării și integrării prin educație a nou veniților în spațiul european. Insist puțin la ce spuneați dumneavoastră cu regiunea de dezvoltare, regiunea nord-est, ați amintit de acest lucru, ceea ce înseamnă că priviți cumva această regiune ca bazinul din care universitatea, bazinul principal din care bazinul universitatea principal, așa să atragă absolvenți de liceu, deci viitorii studenți ai universității. Cum poate fi făcut acest lucru mai exact, cu câteva acțiuni mai concrete? Sigur, știți, până la urmă universitatea este o verigă de mijloc. Intrarea o reprezintă preuniversitarul, ieșirea mediul economic. Exact. Noi putem crește atractivitatea Universității Tehnice pe mai multe registre. În primul rând, parteneriate strategice cu mediul preuniversitar. Există disponibilitate, dorință din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași și nu numai, de a face activități comune cu elevii, în principal a liceilor țintă. Laboratoare performante, ore de aplicații comune, proiecte europene, redactare de cursuri, de manuale, de îndrumare de laborator, vizite de studiu, toate acestea pentru elevi. În același timp, trebuie să ne implicăm în dezvoltarea economică a regiunii, să fim foarte convingători atunci când lansăm semnale de oferte către principalii investitori. Nu e un secret pentru nimeni, în Cluj, în Timișoara, deja nu mai există șomaj. Noi avem o forță de muncă calificată, o putem face și mai calificată în clipa în care studenții noștri vor avea certitudinea unor locuri de muncă pe măsura calificărilor, făcând practic un lobby susținut în mediul economic național și mai ales internațional pentru a atrage acești investitori care implicit să ofere locuri de muncă și oportunități de colaborare științifică cu colectivele de cercetare foarte puternice existente în universitatea noastră. Aceste discuții, de exemplu, cu zona preuniversitară,
Am urmărit și alte, de exemplu, propuneri la alte universități spuneau că, sau facultăți spuneau că își doresc să atragă absolvenți de liceu și una din metode era ca în anumite momente, sigur, discutate, negociate în prealabil cu inspectoratele, cu liceele, să meargă echipe formate dintr-un profesor, un student și un absolvent al facultății respective să discute cu cei din liceul respectiv. Asta deja este de mult un loc comun. Toți facem așa de foarte multă vreme, nu e suficient. Trebuie aceste parteneriate dezvoltate, intrate în detaliu și dimensionate pe o durată de timp mult mai lungă. De exemplu, există inclusiv la noi în universitate concursuri pentru elevii de liceu organizate de facultăți. Încă o dată, toate acestea trebuie să devină proiecte de universitate. Mai multe concursuri, susținere materială, colaborare cu inspectoratele privind susținerea deplasării, a cazării, a premierii, acces în laboratoarele de top ale universității. În felul acesta, sigur că tinerii vor fi motivați să muncească mai serios și vor lua foarte serios în calcul varianta unei admiteri la Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache. Trecem la cealaltă, la ieșire, cum spuneți dumneavoastră. Legătura cu mediul economic. În ea și în regiunea de nord-est, de altfel, e problematică chestiunea industrializării, e problematică situația locurilor de muncă și dezvoltarea în general economică. Cum se poate, sau care poate fi promisiunea pentru... Bun, lucrurile trebuie îmbunătățite încetul, sigur, pas cu pas, dar câteva oportunități, dezvoltarea unui parc industrial, un proiect comun cu primăria și cu eventual Consiliul Județean, cu zona metropolitană. Susținerea dezvoltării actualului parc tehnologic existent și extinderea lui. De asemenea, promovarea ofertei Universității Tehnice la toate nivelurile, inclusiv cu ocazia diverselor simpozioane și conferințe la care noi participăm, pentru că în Occident este un numitor comun faptul că orice manifestare științifică este însoțită de o componentă de expoziție, de prezentare, de recrutare. Mediul economic este prezent la toate manifestările științifice, atât cu ofertă, cât și cu campania de recrutare, de identificare a ideilor valoroase. Pachete întregi. Sigur. Sunt create. Bun, vreau să vă provoc să vorbiți despre fonduri europene, un capitol, să spunem, special. Nu e o provocare, e o obligație. Vă rog. 2016-2020 este o etapă în care suntem datori să atragem mult mai multe fonduri europene, atât din programe structurale, cât și din programe de cercetare. Aș vrea să înființăm la nivelul universității un birou de management al fondurilor structurale care să fie încadrat cu personal de specialitate privind raportările economice, rambursările, achizițiile, scrierea de coluri, într-așa fel încât profesorii să se ocupe în principal de partea tehnică, de partea științifică. Aceste proiecte trebuie susținute financiar. Susținerea financiară nu o poți asigura decât în condițiile unei transparențe și unei coerențe foarte clare, pe care aș vrea să o susținem prin implementarea unui sistem informatic integrat. Un program european înseamnă cofinanțare, înseamnă susținere financiară și din partea guvernului, pentru că unele cofinanțări pot fi foarte importante, și de asemenea înseamnă împrumuturi în condițiile care nu devin sufocante dacă rambursările se respectă și se depun documentațiile corecte și la termen. Apropo de fondurile venite de la guvern, în București sunt foarte multe institute de cercetare pe lângă Universitatea Politehnică care au fost realizate jumătate practic din fonduri europene, jumătate cu contribuții ale Guvernului României. Eu aș vrea în mandatul meu să fiu în permanență cu proiectele și cu dosarele de dezvoltare ale Universității Tehnice la București, unde să susținem interesele de universitate, în niciun caz interese personale. Cum poate fi îmbunătățit, să spunem, dacă vi se pare că trebuie îmbunătățită comunicarea cu mediul de afaceri? Sigur, în orice domeniu este loc de mai bine.
În primul rând, trebuie dezvoltată existența unei baze de date, trebuie în același timp să fim foarte credibili. Pentru că, din păcate, există suspiciuni că anumite lucruri se pot întâmpla și altfel decât foarte corect. Am feedback-uri din partea multor investitori care ar dori să investească transparent în calitatea actului didactic, în contracte de cercetare, dar sigur ar vrea să fie convinși că acești bani se duc exact acolo unde este destinația. În principal, ori pe formarea unor absolvenți care să fie potențiali angajați, dar în același timp și pe realizarea unor teme de cercetare, de proiectare, de inovare, de care mediul economic să fie cu adevărat interesat. Vi se pare că ar trebui să existe mai mare disponibilitate publică a specialiștilor de la Universitatea Tehnică? De exemplu, ieri s-a anunțat, e un exemplu mai larg, la NASA o descoperire. Undele gravitaționale. Exact. Într-adevăr, este epocală. Într-un fel, poate ne așteptam ca public să vedem reacții și de la mediul științific din ea. Așa, o explicație, sigur, generalistă, poate. Bun, teoria a stabilit-o Einstein exact acum 100 de ani. E confirmarea. E foarte frumos, sigur, există foarte multe luări de poziție, există interpretări, studenții, chiar dacă sunt în vacanță, eu astăzi m-am întâlnit cu 3 dintre diplomații, studenții pe care i-am la diplomă, și au cerut și ei explicații suplimentare, pentru că uneori trecem prea ușor peste chestiile pur teoretice. Sigur, confluența asta între fizica clasică și fizica cuantică este extrem de interesantă, de provocatoare. Nu sunt eu cel mai în măsură să le explic, dar discuția a fost foarte interesantă. Nu voiam neapărat să explicăm acest lucru aici, ci să vă întreb dacă în acest sens de explicație largă, de generalistă, e nevoie din punctul dumneavoastră de vedere de implicarea specialiștilor. Sigur, noi avem mai mult prin cele 11 facultăți, fiecare având câteva direcții de cercetare și de predare, putem acoperi o paletă extrem de largă. Și e foarte bine ca oameni care au ce spune din universitatea noastră să fie prezenți în cetate. Până la urmă, în felul acesta, contribuim la crearea unei imagini corecte, frumoase, adevărate, care constituie una din cele mai importante resurse de dezvoltare ale universității. Cum credeți că este potențialul? Acum spuneați că la un anumit clasament de al producției științifice, este sunteți pe locul 4 ca universitate. Cum credeți că s-ar putea, care ar fi potențialul pentru întreaga zonă, pentru de furnizare a unui personal calificat, astfel încât să existe dorință a agenților economici să vină să investească în întreaga regiune, să găsească mână de lucru calificată, cum se spune, mai ușor? Eu sunt foarte optimist și optimismul se bazează și pe studierea unor statistici, unor analize. Cu adevărat, este rândul regiunii de dezvoltare nord-est. Investitori importanți preferă să rămână în Europa din vari motive, nu avem timp acum. China, India nu mai sunt atât de atractive cât au fost acum 10-15 ani. De asemenea, România ca atare este o țară sigură. Și chiar tot ce se întâmplă în ultimii ani, această luptă împotriva corupției, pentru care sigur că ar trebui toți să ne aducem într-un fel contribuția, pentru că vom beneficia. România crește într-un rating european, este o țară sigură, este o țară stabilă, este o țară, o cultură europeană, avem aceeași cultură, aceeași civilizație, investitorii doresc să vină, avem forță de muncă, zona metropolitană încă mai are multe disponibilități, rămâne să le oferim un cadru de ansamblu foarte transparent, foarte credibil, foarte corect, prietenos, că până la urmă fiecare va veni așteptând să obțină un beneficiu. Dar beneficiul poate fi comun. Transparență. Credeți că trebuie lucrat și aici, în cadrul universității de data aceasta? Aici, în materie de transparență, oricând e loc de mai bine. Eu am spus și în programul meu managerial,
într-un clasament al societății academice române, nu stăm pe un loc grozav, putem ajunge în câteva luni în top. Adică este absolut obligatoriu ca pe site-ul universității să fie declarațiile de avere și interes, să fie hotărârile Consiliului de Administrație, hotărârile Senatului, să fie prezentate fluxurile financiare, toate resursele universității, toată politica de dezvoltare. E obligatoriu. Lucrăm cu bani publici. Cu banii publici nu ai niciun motiv să îi consideri la capitolul secret de servicii. Vorbeați despre optimismul dumneavoastră și că ar fi timpul pentru regiunea Nord-Est. Credeți că lipsa unui drum rapid către vest este un impediment pentru acest optimist al dumneavoastră? Este un handicap pentru orice dezvoltare. Vă întreb acest lucru pentru că oameni de afaceri spun că este absolut necesar, mai ales pentru zona industrială care... Pentru orice. Din fericire, parțial s-au mai rezolvat niște mobilități cu avion. Dar insuficient. O autostradă, un drum rapid bun ar fi o premisă de dezvoltare și o garanție că lucrurile vor fi rezolvate în termenul optim stabilit. Nu, aici, din păcate, revin, chiar în acest moment, universitatea noastră nu are un reprezentant la București în minister, lucru care în alte perioade a fost. De asemenea, în structurile ministerelor, Moldova e foarte slab prezentă, aproape inexistentă. Trebuie să facem un lobby coerent, să ne susținem interesele, dar încă o dată, trebuie să mergem în permanență la cei care distribuie banii, pentru că întotdeauna banii sunt insuficienți, dar trebuie să mergem cu proiecte bine scrise și cu poziția omului care cere pentru comunitate, pentru instituție, nu pentru el. Pentru că nici nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Care ar fi elementul de maximă noutate pentru universitate, pentru toți cei care merg la alegeri, membrii corpului academic de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache, dacă veți ajunge dumneavoastră rector? Subtitlul programului meu managerial și va fi acesta elementul de bază pe care vom construi osatura, fereastra spre lumină, este încrederea în universitatea noastră. Încrederea care generează relații corecte între facultăți, între colective, generează atractivitate pentru viitorii studenți și pentru mediul economic fără de care nu putem exista. Care este poziția dumneavoastră relativ la ideea aceasta de o singură universitate la Iași care să incorporeze domeniul? E o discuție mult prea amplă. Sau consorțiu universitar? Consorțiu cu totul altceva. Consorțiu înseamnă punerea în comun a unor resurse de cercetare, în primul rând, și lucrul ăsta trebuie realizat atât cu cele 4 universități care avem activități de cercetare foarte puternică, cât și cu cele 2 institute naționale de cercetare-dezvoltare, Institutul de Fizică și Institutul de Chimie Petru Poni. Aici realizarea unor consorții ne-ar face mult mai puternici în accesarea de programe europene, în accesarea de fonduri și în realizarea de cercetări cu adevărat de valoare, pentru că infrastructura de cercetare este extrem de scumpă și nu este eficient să o utilizezi pentru un singur laborator. Infrastructura de cercetare are nevoie și de personal auxiliar, care poate fi mult mai ușor susținut la nivel de întreg centru universitar decât la nivelul unei singure facultăți. Deocamdată, la acest moment, cred că e zona în care trebuie să lucrăm. Deocamdată ne oprim aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru dialog. Am ajuns la final. Profesorul Alexandru Sălceanu de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem marți la Vocile Iașului de la ora 17:35. Urez seara liniștită și weekend plăcut.